Când l-ai întâlnit pentru prima oară? Era în luna lui iunie când l-am văzut pentru prima oară. Pășea pe câmpul semănat cu grâu, când eu am trecut pe lângă el împreună cu slujitoarele mele. Iar el era singur. Ce impresie ți-a lăsat? Ritmul pașilor lui era altfel decât al altor oameni, iar felul în care își mișca trupul nu semăna cu nimic din ceea ce văzusem până atunci. Oamenii nu calcă pe pământ în acest fel. Și nici acum nu aș putea spune dacă el pășea repede ori rar. Slujitoarele mele l-au arătat cu degetul și au vorbit în șoapte sfioase una către cealaltă. Iar eu mi-am înfrânt pașii pentru o clipă și am ridicat mâna spre el. Însă el nu și-a întors fața și nici nu m-a privit. Iar atunci l-am urât, m-am retras în mine și am rămas la fel de rece. Și am început a tremura. În acea noapte l-am văzut în visele mele, iar mai târziu mi s-a spus că țipasem în somn și că nu găseam liniște în pat. Ce s-a întâmplat apoi? Abia în luna lui august l-am văzut iarăși, de asta dată pe fereastră. Iar sclava mea egipteană a venit la mine zicându-mi, iarăși a venit bărbatul acela așa de aproape de grădina ta. Iar eu l-am privit și sufletul meu s-a cutremurat, pentru că el era frumos. Apoi m-am îmbrăcat în straie de pânză de damasc și plecând de acasă m-am apropiat de el. Să fi fost foamea din ochii mei aceea care dorea frumuseții, ori frumusețea din ochii lui era aceea care căuta lumina ochilor mei. Nu știu nici până ziua de azi. I-ai vorbit? Când am ajuns lângă el, i-am spus, o dimineață bună îți doresc. Iar el mi-a răspuns, bună dimineața, Maria. Și m-a privit, iar ochii lui întunecați m-au văzut așa cum nu m-au mai văzut să niciun. Și dintr-o dată m-am simțit dezgolită și m-a cuprins viciunea. Și el nu spusese decât bună dimineața. Și atunci eu i-am spus, vrei să intri în casa mea? Iar el mi-a răspuns, păi, nu mă aflu deja în casa ta? Asta însemnând? Atunci nu am înțeles ce a vrut să spună, dar acum știu. Și am zis, nu vrei să împarți cu mine vinul și pâinea? Iar el mi-a spus, ba da, Maria, dar nu acum. Iar când el a rostit aceste vorbe, viața i-a vorbit morții, pentru că, nu uita, eu eram moartă, eram o femeie care se lepădase de suflet. Mă numeau târfă și femeie stăpânită de șapte diavoli. Eram blestemată, dar și pismuită. Dar când ochii lui au privit între ai mei, am devenit Maria, doar Maria. Și atunci i-am spus iarăși, vină în casa mea să-mi parți cu mine pâinea și vinul. Iar el m-a întrebat, de ce vrei să-ți fiu oaspete? Și eu i-am zis, te rog să intri în casa mea. Și aceea îmi era singura dorință și tot ce era cer în mine îl striga pe el. Iar el? Alții văd în tine o frumusețe ce se va stinge mai curând decât anii lor. Însă eu văd în tine o frumusețe ce nu se va teme să se privească în oglindă și nu se va supăra. Doar eu iubesc în tine ceea ce nu se vede. Acum du-te dacă acest chiparos este al tău și nu vrei ca eu să stau la umbra lui, îmi voi vedea de drumul meu. Iar eu am strigat către el spunând, stăpâne, intră în casa mea, am tămâie sart pentru tine și un lighean de argint pentru picioarele tale. Apoi? Apoi el s-a îndepărtat. Iar în acea zi, apusul din ochii lui a ucis balaurul din mine. Iar eu am devenit o femeie. Am devenit Maria. Maria din Magdala. Îți mulțumesc pentru interviul acordat. Cu siguranță ceea ce lui transmis era ca miezul rodii, iar umbrele din ochii lui erau adânci. Interviul va apărea în ediția de vinere a revistei. În visele mele am văzut regii pământului stând înfricoșați în prezența lui. Aș voi să vorbesc despre chipul lui, dar cum să o fac? Era ca noaptea fără întuneric și ca ziua fără zgomotul zilei. Iar când odată el a înălțat mâna spre cer, degetele lui desfăcute semănau cu ramurile unui ulm. Și mi-aduc aminte cum pășea seara, nu mergea. El însuși era un drum deasupra drumului. Dar când am rămas dinaintea lui și am vorbit, am văzut că era om. Păi, dacă era om, de ce crezi că era Dumnezeu?
Ce voiești, Maria? Ce voiești, Maria? Maria? Nu am zis să-i răspund. M-am întors și m-am îndepărtat. Dar nu-mi de rușine. Eram doar sfioasă și voiam să rămân singură. Cu degetele lui, pe strunele inimii mele.